Miercuri vorbim despre temperaturi apropiate de cele normale pentru ultima decadă din martie, dar ziua nu va fi însorită. Norii sunt încă prezenți și lasă ploi la nivel local, în nordul, centrul și estul țării și doar izolat în celelalte regiuni. În Giurgiu se mai perindă câțiva nori pe cer, dar spre deosebire de ziua de marți, șansele de precipitații sunt reduse, iar vântul rămâne potolit. Așa că la amiază vor fi 15-17 grade în termometre, regim termic apropiat de cel potrivit pentru data din calendar. Presiunea atmosferică este în creștere, iar umezeala din atmosferă este accentuată. Miercuri avem următoarele temperaturi în județ. Bolintin, Hotarele, Comana, câte 16 grade. Mihăileș, 15. Ghimpați, Izvoarele și Giurgiu, 17 grade Celsius. Vântul va sufla cu putere de 11 km pe oră din direcția est-nord-est, presiunea atmosferică va fi de 753 mm coloană de mercur, iar umiditatea aerului va fi de 77%. Dunărea este în creștere cu 5-15 cm, iar cota probabilă este de 162 de cm.